Salutare, prieteni! Astăzi vin cu o nouă rețetă. Și haideți să trecem direct la treabă și să vă arăt despre ce ingrediente avem nevoie. Deci, avem nevoie, uitați, am luat un praz, doi morcovi, un cartof, am luat trei ardei așa, un dovlecel, trei căței de usturoi și vedeta este Țelina. Ia uite. Și haideți să trecem la curățat și după aceea vă arăt mai departe. După ce am spălat legumele, am luat o cratiță și am spălat și perehil. Am uitat să spun de pătrunjel, pardon, un perehil. Un pic de piept de pui și haide să tăiem toate legumele și să le punem în oală. Da? Pune și usturoi, da? Punem acolo peste ea. Eu am zeama de la fost supă. Ia uitați, o pun peste și pun apă în continuare și o pun la foc. Arată. Ia uitați și acum voi pune o mână de sare ca să fiarbă și ne vedem după. Este gata. Am mai adăugat un pic de sare după gustul meu. Iar acum că mi se pare că e un pic cam piureu gros, voi mai lua un pic de grăsime de la zeama ei, pentru că zeama ei a fost fiertă și cu un pic de pui. Ia uitați ce steluțe are. Așa, și o să mai pun un pic aici. Deci nu i-am pus altă grăsime decât un pic de unt. Și hai să-l batem din nou. Haideți să vă arăt cum a ieșit supa de cremă de țelină. Ia uitați-o. Wow! Nu? Așa că eu vă spun, spor la treabă, este foarte, foarte gustoasă. Și este foarte bună pentru băieți, pentru fete, pentru bărbați, pentru toți. Așa că ne vedem la următorul video, pe curând. Vă îmbrățișez cu drag și spor la treabă. Pa, pupici!